Primul ministru a declarat astăzi la Alexandria că programul Prima Casă va deveni operațional din 20 iunie și din acel moment românii vor putea merge la bănci pentru a-și lua un împrumut. Tot Emil Boc a declarat că acest program nu va exclude celelalte programe de construcții, anele și sociale. Programul Prima Casă va merge paralel cu celelalte. Vreau să fac precizarea că acest program nu exclude celelalte programe de construcție de locuințe pe care guvernul le derulează. Și ele sunt derulate prin Ministerul Dezvoltării Regionale, iar domnul ministru Blaga este aici și vă poate oferi toate detaliile. Adică, continuăm atât programul construcției de locuințe ANL, continuăm atât programul construcției de locuințe sociale, cât și programul construcției de locuințe pentru cei evacuați din casele naționalizate. Deci, programul Prima Casă nu ia locul la celelalte programe guvernamentale, nu ia resursele financiare de acolo și le pune programul Prima Casă. Pentru că prin fiecare dintre aceste programe ne adresăm unei categorii țintă. În programul ANL ne adresăm tinerilor sub 35 de ani, clar și fără echivoc. Prin programul locuințe sociale ne adresăm acelora care sunt, practic, lipsiți de venituri, sunt la limita venitului minim garantat pe economie și nu au resurse financiare prin care să poată angaja un credit sau au depășit limita de 35 de ani și nu pot intra pentru locuințe ANL. Prin acest program sprijinim acele categorii de persoane. Prin programul locuințelor pentru cei evacuați din casele naționalizate, trebuie să repunem în drept o persoană care a avut o locuință și datorită legilor proprietății a pierdut casa și statul sprijină construcția de locuințe pentru a-i ajuta pe cei care și-au pierdut casa ca urmare a legilor restituirii proprietăților. Și, în ultimul rând, avem programul Prima Casă, care se adresează tinerilor, dar nu numai, în sensul că nu sunt cei care sunt cu problemele sociale, nu sunt nici aceia care își pot permite un credit ipotecar astăzi, datorită veniturilor mai mari pe care le au, sunt aceia care au un venit, dar nu pot permite să plătească rata la bancă și să-l dea avansul de 30 sau 50% pentru achiziționarea primei locuințe. La aceștia ne adresăm, pe ei dorim să-i sprijinim în programul Prima Casă, să poată plăti cu ceea ce astăzi cheltuie pe chirie, să-și achite rata la bancă, iar pentru faptul că nu au un avans astăzi de 30%, 50%, cu avansul minim, cu avansul maxim de 5% pe care noi îl cerem, se poate intra în programul achiziționării primei locuințe. Pentru început, prin programul Prima Casă vor fi case în valoare de 1 miliard de euro. Dacă acest program va trezi interes, acesta va fi extins. De menționat este faptul că statul va acorda tinerilor care vor să își iau o casă prin acest program garanție guvernamentală în limita a 60.000 de euro.